În cartea Zaharia, capitolul 3, versetul 2, stă scris: Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul. Nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc? Jesus Ubieta Bustos era militant în organizația Tinerimea Socialistă. Înrolat în armata republicană, nu a fost printre câștigătorii războiului civil spaniol. La sfârșitul războiului, a fost reținut și băgat în închisoare la vârsta de 18 ani. După mulți ani petrecuți în diverse închisori spaniole, a fost condamnat la moarte. În închisoarea din Bilbao, în fiecare dimineață, un pluton de soldați sub comanda unui ofițer trecea prin celule și îi striga pe anumiți prizonieri, care apoi nu se mai întorceau niciodată. Dar întotdeauna au trecut mai departe, pe lângă celula lui Jesus Ubieta. Dacă l-au strigat vreodată, a venit într-adevăr și ziua aceea. În timpul unui proces sumar, a fost întrebat dacă avea ceva de pledat și a răspuns că nu își mânjise niciodată mâinile de sânge. Era socialist pentru că aprecia valorile acestei ideologii politice. Apoi, un preot i-a spus că vrea să îi asculte spovedania înainte de moarte. Dar Ubieta a refuzat categoric pentru că avea conștiința liniștită și pe deasupra nu era un credincios. Atunci, iezuitul l-a scos din grup și i-a spus: rămâi în camera aceasta. Noi doi trebuie să stăm de vorbă. Înainte să mori, o să te conving. Nu a aflat niciodată de ce părintele Vilarino nu s-a mai întors. Descoperise în el un om sincer, drept, onest, care nu merita să moară? Sau era vorba despre orgolul rănit al preotului care nu putea tolera opoziția acuzatului, dar care l-a uitat imediat? Dumnezeu știe și se știe din sursă sigură pe baza mărturiilor că guvernul generalului Francisco Franco i-a grațiat pe prizonierii politici condamnați la moarte la una sau două zile după executarea lor, dar prizonierului Jesus Ubieta Bustos i-a fost acordată grațierea pe când era încă în viață. Autoritățile închisorii s-au văzut obligate să îi redea libertatea. Câțiva ani mai târziu, Ubieta a intrat în contact cu Biserica Adventistă și a fost botezat alături de familia sa pe 20 aprilie 1969. Timp de mulți ani a luat parte la lucrarea de colportaj. El însuși mi-a relatat, spune autorul, experiența providențială a vieții sale pe când era colportor. Satana îl condamnase pe omul acesta să fie încă una dintre victimele epurărilor politice din timpul războiului civil spaniol, dar Dumnezeu l-a salvat și l-a eliberat. El a fost ca un tăciune scos din foc. Haideți să fim recunoscători astăzi pentru îndurarea divină care este la lucru și în viețile noastre.